Mulțumesc. Stimați profesori, iubiți părinți și dragi absolvenți, este o adevărată onoare pentru mine să primesc în numele colegilor din anul al doilea cheia succesului. Aș vrea ca în clipele următoare, vreo două minute mai exact, să vă adresez câteva cuvinte vouă, absolvenților. Vi se va vorbi în următoarea perioadă foarte mult despre latura profesională a vieții voastre, însă eu vreau să vă spun câteva cuvinte despre cealaltă parte, care este chiar mai importantă. Adevărul este că într-o zi veți muri, iar atunci nu vor mai conta banii pentru care ați trudit și nici funcțiile înalte pe care sunt sigură că le veți avea. Ce veți lua cu voi atunci va fi caracterul pe care l-ați dobândit de-a lungul vieții și ce veți lăsa în urmă va fi iubirea cu care îi iubiți pe cei din jurul vostru. De aceea, fiți eroi, nu victime, fiți soluții, nu probleme. Fiți genul de oameni care îi încurajează pe cei din jurul lor să devină ca și ei, exemple, oameni integri. Fiți mai degrabă cei care zâmbesc primii și nu cei care uită să zâmbească. Căutați să-i ridicați pe cei din jurul vostru, pentru că oamenii puternici nu doboară. Oamenii puternici îi înalță pe alții. Și dacă într-o zi veți eșua, și acest lucru se va întâmpla, fiți motivați să vă ridicați și să mergeți mai departe. Fiți motivați de gândul că planul lui Dumnezeu pentru viața voastră este mai măreț și mai important decât cel mai grandios vis al vostru. Și dacă îl puneți pe el pe primul loc în tot ceea ce veți face, nimeni și nimic nu îl va opri să-și îndeplinească planul lui cu privire la viața voastră. Vă doresc mult succes și Dumnezeu să vă binecuvânteze!